Bezei Live, dragi prieteni, această oră v-am obișnuit, ușor, ușor vom ajunge și la cele 1000 de ediții moderate pe zona educațională, zona culturală, zona istorică, zona religioasă, mentalități, gânduri, personalități, oameni ai cetății, oameni ai cetății, acestei cetăți, așa cum știm cu toții, pentru că e important să vorbim despre Iași, capitala culturală a României. Sunt oameni care în fiecare zi se gândesc, creează și vin în fața oamenilor, a comunității, nu doar a ieșenilor, cu evenimente. Evenimente, avem nevoie de mai mult ca niciodată de evenimente culturale, evenimente istorice, evenimente riguroase. Distinsa mea invitată, pentru mine o reîntâlnire cu un prieten, o salut, nu știu cum a făcut, dar veți vedea despre ce eveniment este vorba, e meritul total al domniei sale. Doamna dr. Aurica Echim, iată, directorul Muzeului Municipal Regina Maria, sărătumirile și mă bucur, doamna Echim, că iată, ne reîntâlnim să mai povestim, să mai aducem în prim plan cetățenilor, a ieșenilor și nu doar a ieșenilor, lucrurile frumoase pe care le faceți la Muzeul Municipal. Mulțumesc tare mult pentru invitație. E o bucurie și totodată ori de câte ori ne vedem, ne aducem aminte de toată strădania noastră pentru a salva ceea ce înseamnă urme ale istoriei, de a salva monumente, de a aduce în actualitate oameni și cred că sunt în egală măsură să vă mulțumesc, domnul Huțanu, pentru tot ceea ce faceți și dumneavoastră în slujba Iașului, în slujba valorilor Iașului și mai ales că ați rămas consecvent acestei credințe. Mulțumirie, parteneriatele și oamenii, așa cum sunteți dumneavoastră, ne permit, ne ajută să realizăm aceste lucruri. Este credința proiectului Media Bezei Live de a aduce în prim plan, repet, valori, oameni, istorie, cultură. România este o țară, dincolo de problemele curente pe care le are, cu oameni inteligenți, cu oameni care într-adevăr vor să construiască. România nu este formată doar din și nu mai dau nume. Și iată cum ișa de bine unui manager, pentru că vă preocupă tânăra generație, oamenii de calitate și trebuie apreciat și acest lucru, că în general sunt unii care spun că la umbra lor nu trebuie să mai crească nimic, dumneavoastră sunteți contrariu. Ne reîntâlnim cu tânărul dumneavoastră colaborator și vreau să vă felicit pentru că este un tânăr promițător, un absolvent al Facultății de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, coordonat, iată, îl salutăm și pe un profesor Laurențiu Rădvan. Ne întâlnim cu Alexandru Gore. Alexandru, mă bucur că, iată, ne reîntâlnim de data asta alături în compania doamnei Aurica Echim. Bună ziua, vă spun și eu pentru a doua oară și mă bucur la fel de mult că ne putem revedea în acest cadru, cu atât mai mult cu cât de această dată nu vin singur. Data trecută când am ajuns la dumneavoastră am vorbit despre expoziție de carte și am spus atunci despre cât de important este munca în echipă pentru realizarea unei expoziții. Mă bucur tare mult că o parte din echipa Muzeului Municipal a putut să vină astăzi aici. Poate odată și odată o să venim cu toată echipa, o să veniți dumneavoastră cu toată echipa, doamna. Să știți că fiecare în parte și are meritul său și contribuția sa. La Muzeul Municipal suntem un angrenaj. Fiecare își are locul său și rolul său. Am ajuns acum atât puțin cât suntem noi, dar unul fără celălalt nu prea reușim, de aceea ținem aproape unul de celălalt și facem în așa fel încât, într-o armonie desăvârșită, cu zâmbetul pe buze, să realizăm aceste lucruri frumoase, aceste evenimente frumoase. Și când spun evenimente, nu mă refer numai la evenimentele culturale, vreau să vă spun și despre evenimentele editoriale, prin faptul că colaborarea cu Institutul de Istorie Adexenopol, cu Institutul de Arheologie, cu Facultatea de Istorie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, cu Academia Română, cu Institutul de Studiu al Orașelor din Sibiu și, să știți, domnul Huțanu, colaborăm foarte, foarte bine și cu muzeele, pentru că bănuiesc o să discutăm despre această conferință a istoriei orașului. Am introdus, așa ca o continuitate a ceea ce făcea Ghibănescu, și o întâlnire, pe lângă prezentarea de documente, pe lângă prezentarea patrimoniului muzeului, o secțiune de muzeologie.
De aceea l-am invitat și pe domnul Opriș. Am avut o dezbatere extraordinară, fiindcă să știți că muzeile la ora actuală așa parcă sunt într-o criză și în afară de asta, preocuparea mea, aceea de salvare a monumentelor istorice, în ultimul timp observ că imobile care sunt supuse restaurării și mai ales le restaurăm în ideea de a face acolo, au ca obiectiv înființarea de muzee în ele, în interior. E o problemă, am discutat-o și în cadrul acestei conferințe, o vom discuta o și la simpozionul pe monumente istorice, de care nu ne mai desparte prea mult timp, fiindcă nu putem să lăsăm restaurările să se facă așa de dragul că am câștigat un proiect european. Nu știu dacă îmbrățișați dumneavoastră sau cei care ne ascultă ceea ce eu voi spune, dar uneori, bine, nu trebuie să le lăsăm să se dărâme, dar nici să le restaurăm. Acum mai nou, la modă este arhitectul să-și pună amprenta. Ce e aia pe monument istoric să-și pună amprenta? De acord cu dumneavoastră. Ce e aia? Așa. Iar dacă vom tot rade să ne punem amprentele, și au pus de-a lungul timpului amprentele, așa, vom rămâne ca la Iași să nu mai avem construcții de secol XIX, construcții cu interioare, cu decorațiuni interioare de secol XIX. Ori mi se pare că ar trebui la această conferință, după cum ați putut sesiza în ordinea de zi, foarte mulți cercetători văd că se apleacă asupra istoriei caselor din Iași. Ei, mulți vin și cu elementele care erau în interior, atât de la mobilă, de la și decorațiunile ornamente interioare. Ornamente și așa mai departe. Da. Ele trebuie aduse neapărat în actualitate. Altfel, nu vom mai avea nimic. Și bineînțeles, după monumentul vom discuta și alte teme. Mă bucur că ați deschis acest subiect. Sunt alături de dumneavoastră. El vine și în contextul în care, cu siguranță ați observat, o decizie a Ministerului Culturii, a ministrului Gheorghiu, a creat vâlvă. Nu mi se pare normal ca o discuție, când vorbim de restaurare, când vorbim de reabilitarea unor clădiri de patrimoniu, să nu treacă printr-o comisie zonală a monumentelor istorice. Dați-mi voie să transmit acest mesaj, e pliat exact pe ceea ce spuneți dumneavoastră. Bun, vom rămâne, asta înseamnă că normal, investitorul, dezvoltatorul imobiliar își va spune cuvântul, dar cum ați spus dumneavoastră, veți dezbate și ne vom reîntâlni și vom discuta. Că vorbeați dumneavoastră de recentul eveniment încheiat, iată, el l-ați intitulat foarte frumos, din istoria orașului Iași, oameni, locuri, instituții. Dumneavoastră, iată, alături de Alexandru Gorea și echipa de la Muzeul Municipal, ați organizat acest eveniment, merită toate aprecierile pentru că ați adunat, nu știu cum ați reușit și aici, ați adunat cei mai buni istorici cercetători și nu doar din Iași, nu doar că suntem noi subiectivi, cred că domnul profesor Gorovei, să dau un exemplu, sau domnul profesor Rădvan, sau Marius Chel, un băiat, da, un om extraordinar. Da, el este și el promotor și sigur. Oamenii i-ați coagulat, i-ați reunit dumneavoastră, e o premieră, să știți că în mediul ăsta al istoricilor sunt și orgolii, dar dumneavoastră, cei al dumneavoastră, al dumneavoastră ați reușit spre binele orașului și așa de bine Muzeului Municipal cu asemenea evenimente. Așadar, am pomenit, e vorba de cea de-a doua ediție a conferinței anuale a Muzeului Municipal, care a avut loc între 27 și 28 august. Evenimentul pe care l-ați realizat cu sprijinul primăriei municipiului Iași, cu în colaborare cu Institutul de Istorie ADEX Enopoli, iată, Academia Română filiala Iași. Și la acest moment a fost lansat și volumul Misterele Onomastice ale Iașilor, autor profesor universitar dr. Mircea Ciubotaru, o figură eșenii care se respectă, trebuie să-l cunoască. Și au fost și 8 secțiuni ale acestei conferințe. Ați spus dumneavoastră foarte bine, dezbatere pe teme de muzeologie, unde au fost înscriși și istorici, arheologi, lingviști, muzeografi și arhitecți cunoscuți, tineri sau aflați la vârsta maturității. Ce a însemnat acest eveniment, doamna Aurica Ichim, și mai apoi să dăm cuvântul și tânărului. Haideți să lăsăm pe... Cum decide emisiunea interactivă, vă rog. Sigur, te rog frumos, Alexandru. Vă mulțumesc tare mult. Acum, inevitabil, dacă ați pus întrebarea aceasta ce a însemnat pentru mine, voi da un răspuns subiectiv.
fost înainte de toate continuarea și reînvierea unei tradiții pe care Iașiul a avut-o din perioada interbelică, cu prilejul acestui eveniment, cu prilejul organizării conferinței. Mi-am adus aminte de ceea ce au făcut Costachescu, Ghibănescu, Restafralii aici în Iași, începând cu anul 1920, când au pus bazele societății istorico-arheologice și implicit a Muzeului Orașului Iași. Am recitit programul și statutele societății și mi-au atras atenția două puncte din acel program, care prevedeau, pe de o parte, insuflarea valorilor față de trecut, tinerelor generații și nu numai, și apariția unui buletin al muzeului. Ori eu cred că prin organizarea acestei conferințe, deja aflată la a doua ediție, reușim să ducem la îndeplinire una din sarcinile esențiale pe care muzeul sau muzeele în general le au, aceea de a dezvolta atitudini active de grijă și de atașament față de trecut. Acest lucru este foarte, foarte important, cu atât mai mult cu cât nu este prima dată când o afirm. Istoria capătă un rol tot mai marginal, vedem în programele școlare, ori vine cumva în responsabilitatea muzeelor sarcina de a suplini acest vid de informație. Ori prin această conferință noi tocmai acest lucru am făcut. Am reînviat o tradiție care a existat în Iași, în perioada interbelică, și am reușit să vorbim despre Iașiul de odinioară. E esențial, este important pentru identitatea comunității noastre să aducem la zi aceste subiecte, pentru că de la an la an vedem noi descoperiri care ne ajută să ne întregim reprezentarea pe care o avem asupra trecutului orașului Iași. Pentru mine a fost o împlinire, pentru mine a fost o lecție, dat fiind faptul că eu sunt învățăcel, după cum foarte bine ați punctat la început, și că lumea aceasta a muzeelor mi se descoperă în fiecare zi. De altfel, acesta este și crezul meu, fiecare zi devine sinonim cu o lecție. A fost, cred eu, o experiență esențială în devenirea mea, care se va întipări acolo, undeva în memoria afectivă de lungă durată. Am avut șansa de a audia comunicări deosebit de valoroase și mai mult nu s-a întâmplat nimic. E în regulă. E belșug. Da. Te rog, continuă. Da, spuneam că am avut ocazia de a audia comunicări deosebit de valoroase și da. Cu atât mai mult am reușit și noi să apărăm ca instituție în cercul acesta al istoricilor prin valorificarea patrimoniului. Este esențial acest lucru. Data trecută, când am ajuns la dumneavoastră în emisiune, am vorbit despre expoziția de carte rară. Ori acum, da, cu prilejul acestei conferințe, am reușit să continuăm o cercetare care a început atunci și să prezentăm o formă inițială a acestei cercetări care a vizat tocmai importanța însemnărilor de pe paginile cărților. Și data trecută vorbeam despre însemnări și despre cât de relevante sunt acestea pentru recuperarea frânturilor și a crâmpeierilor din trecut. Acum vedem că ceea ce s-a început atunci în luna aprilie cu prilejul expoziției de carte veche a căpătat o nouă formă care va fi publicată în buletinul muzeului Ioan Neculce. Este așadar împlinirea unei datorii. Pentru mine este o mare onoare faptul că am reușit să iau parte la articularea acestui proiect, că am văzut cam cum se pun bazele unei conferințe, câtă muncă este în spate, pentru că din exterior lucrurile parcă merg așa foarte ușor, îi spuneam și doamnei director, student fiind, mă uitam așa ca la niște divinități, toți istoricii care ajungeau să conferențieze și mi se părea că lucrurile merg foarte ușor, că totul se leagă. Ori acum am avut șansa să văd realmente ce înseamnă organizarea unei conferințe, așadar o lecție deosebit de importantă pentru mine. O împlinire pentru Muzeul Municipal și pentru ieșeni. Reușim să transmitem informații și să educăm. Asta este foarte important. Să transmitem informație, să publicăm comunicările în buletinul muzeului Ioan Neculce. Acestea vor fi accesibile publicului larg și prin acestea ne îndeplinim mai multe sarcini. Așadar, pentru mine a fost sinonim cu împlinirea și cu bucuria desfășurarea acestei conferințe. Cât de important este pentru mediul academic, pentru orașul Iași, pentru comunitatea cercetătorilor din întreaga țară, organizarea unui asemenea evenimente? De ce vă întreb? Pentru că, bun, Muzeul Municipal Regina Maria, dacă să vorbim de reabilitarea și restaurarea casei Burchii Zmeu, e un muzeu tânăr, dar vorbim de acest moment, pentru că istoria Muzeului Municipal merge de-a lungul aproape un secol. Dar cât de important este? Pentru că e un muzeu plin de viață, e un muzeu pe care l-ați deschis, un muzeu, un spațiu al dialogului, al prezentării muncii
acestor istorici. Fără de istorie n-am fi Da, aș vrea să vă spun mai întâi, cum am spus și în deschiderea acestei conferințe, dacă ar fi, iată cum și colegul meu mereu recurge la istorie, da? Ghibănescu, știți, în fiecare număr, la fiecare ședință, totuși prezenta documentele care le primea. Ei, noi, eu am încercat și am expus spre cunoaștere că Muzeul Municipal, și dumneavoastră știți, a plecat de la zero, da? Fără nici măcar un scaun. Iată acum, după o analiză științifică temeinic făcută de specialiști acreditați de către Ministerul Culturii, am inventariat peste 2000 de obiecte. Avem fișele analitice făcute la aceste obiecte, avem peste 30 de obiecte propuse pentru tezaur, da? Și avem suficiente piese care să le propunem pentru fond. Iată că deja muzeul, în un an nu am avut buget, după aceea, deci am putea spune că în 2 ani de zile am ajuns la această performanță. Am dus mai departe monumentul, iar conferința de istoria orașului, ce înseamnă? Înseamnă în primul rând pentru toată lumea să-și cunoască orașul, să cunoască istoria lui, să cunoască personalități din, ale istoriei noastre. E foarte important. Am constatat și noi în fiecare zi, atunci când avem vizitatori, că se creează, așa cum spunea și Alexandru, pentru că studiul istoriei este din ce în ce mai redus, da? Și uneori rămânem foarte surprinși că sunt elemente care nu le cunoaște, sunt momente din istoria noastră, și atunci am spus că trebuie. Suntem obligați să facem această conferință. Iată că, și cum spuneați și dumneavoastră, istoricii au răspuns acestei chemări, conștienți și ei, că trebuie să contribuim cu toții la cunoașterea orașului, istoriei orașului. Avem, întotdeauna am spus-o, dom'le, ce frumos este când ne ducem în afară și tot ne lăudăm, dar e bine să ne lăudăm, e foarte bine să ne lăudăm, dar să ne lăudăm și cu argumente. Adică să nu mai spună nimeni că tot vă uitați înapoi la Ștefan cel Mare, la Eminescu sau la așa și fără să mai... Ei, nu! Venim cu istoria adevărată, le-o punem la dispoziție, nu rămâne decât să citească, să-și însușească și să o ducă mai departe. Asta este conferința, iar buletinul Ioane Culce sperăm să și acredităm, da? Este ediția, da, ediția a doua este acesta și urmează până la sfârșitul anului să edităm cel de-al treilea număr. Apoi, evident, el își va urma calea și va fi acreditat, astfel încât să stârnim tot mai mult interes de a, ca istoricii să poată publica. Știți că există și acea regulă că primești un număr de puncte dacă publici într-o revistă acreditată, și de aceea m-am gândit că este bine să îl acredităm. Și vă spun și trebuie să spunem ascultătorilor noștri că atât la buletin cât și la conferință un rol deosebit, aș spune chiar major, l-a avut domnul cercetător Marius Chelcu de la Institutul de Istorie de Xenopol. Îmi place mereu să spun că cei care sunt istorici adevărați sunt și oameni. Are o bunătate a sa, are o deschidere către toți istoricii și iată că ușor, ușor se unește toată lumea, așa face un zid în jurul Muzeului Municipal. Dar de ce zidul acesta? Pentru că vrem zona să o aducem în actualitatea orașului. Vrem cu orice preț și acum la monumentul o să fie niște elemente de surpriză pe la care muncim și pe care ni le dorim să le și realizăm așa cum sperăm noi că ele vor și ești, mă cunoașteți acum, când îmi intră ceva în cap, duc până la capăt. Ei, cred că vom reuși încet, încet zona aceea să devină la zona istorică a orașului, unde să vină ieșenii cu plăcere. Știm că suntem mai așa, nu suntem chiar la kilometru zero, știți așa, dar noi vom face kilometru zero acolo, la Muzeul Municipal. Iar Piața Beilicului, Biserica Barnovski, Biserica Zlataust, Casa Otilia Cazimir, toate să fie un centru așa în care istoricii
Să vină cu plăcere și să știți, domnul Huțanu, lumea nu știa drumul spre acest monument. Da. Nu știa. Știu, aveți dreptate. Da. Iar acum suntem bucuroși că, iată, am depășit câteva zeci de vizitatori pe zi, spre fericirea noastră. De ce vă spun? Este un colectiv atât de unit la Muzeul Municipal și cu Alex, care au mai venit 5, au mai condus 3, au mai venit 4. Ei, asta îmi dă și mie forță și curaj. Venim să certificăm și să convingem că investiția la Muzeul Municipal Regina Maria este justificată și cu ajutorul lui Dumnezeu o să veniți dumneavoastră la noi în decembrie să filmați. Cu mare drag. Sperăm să putem realiza la Muzeul Municipal ce încă în Iași nu este. Surpriză! Eu cunoscându-vă pe dumneavoastră, nu știu, Alex, de cât timp vă cunoaște, dar cunoscând și trebuie să le spunem privitorilor noștri, celor care poate nu sunt din Iași și ne urmăresc, doamna Aurica Ichim, din o stradă importantă din centrul istoric al Iașului, strada Răpușneanu, a reușit să o transforme. Bun, acolo a fost puțin și ajutorul Dumnezeu să-l odihnească în pace, Dumitru Grumăsescu. Vorbim de Muzeul Unirii. Muzeul Unirii, unde dumneavoastră v-ați pierdut ore, săptămâni, luni, în momentul reabilitării și restaurării, și așa a fost să fie, pentru că calitatea nu se face dacă nu monitorizez. Dar ați, în general, privim muzeul, doamna Aurica Ichem, așa un loc unde intrăm, vedem câteva exponate. Nu, dumneavoastră l-ați transformat în ceva viu. Acele dialoguri pe care le-ați inițiat dumneavoastră cu istoricii în curtea muzeului, mie mi se par extraordinare. Pentru că ați reușit, iată, dacă îi să citesc doar colegiul de redacție, Mircea Ciubotar odată, domnul profesor Ștefan Gorovei, domnul profesor Laurențiu Rădvan, Cătălin Tuluc, Vasile Cotiugă, Petronel Zahariuc. Da. Și aici comitetul de redacție, dumneavoastră, Aurica Ichim, Marius Chelcu, redactor șef, Ina Chirilă, secretar de redacție, și Conspin Sadu, iată, secretar adjunct de redacție. Asta este echipa. Chiar ați, v-aș întreba, repet, de ce nu doar ieșenii trebuie să vină către Muzeul Municipal Regina Maria? Chiar dacă, și e incorrect oarecum, că zona în care se află Muzeul Municipal e o zonă istorică, mergeau până înspre muzeul, vechea curte domnească, pentru că noi avem o imagine așa oarecum denaturată legată de istoricul și istoria orașului nostru de altă dată. Iar Beilicul, să le spunem, e acel parc. Beilic, de ce Beilic, dragi prieteni? Practic era reprezentat ambasada Imperiului Otoman. La Iași. Trebuie revitalizat acest lucru. De ce să vină publicul către Muzeul Municipal Regina Maria? Alex. Mă lasă pe dumneavoastră să veniți cu argumentele. Te rog, las și pe colegul meu. Atunci, că altfel monopolizez. Voi prelua tot eu cuvântul de această dată la începutul unui nou subiect. Pentru că este un muzeu poate nou aflat la început de drum, dar care poate să fie luat drept exemplu. Evoluția Muzeului Municipal este una fascinantă și eu mărturisesc că am ajuns, cred, în anul 2 de facultate, când muzeul abia se deschisese și mă întrebam, doamne, când vor reuși acești oameni să umple atât de multe săli? Nici nu-mi imaginam atunci că îmi voi aduce și eu contribuție la ceea ce înseamnă constituirea patrimoniului, însă de ce nu doar ieșenii? Pentru că istoria Iașului nu interesează doar pe cei de aici, ci este un subiect care trebuie să intereseze publicul larg, pentru că este locul cel mai potrivit în care putem să vorbim despre Iașul de odinioară și, având șansa de a face ghidaje la muzeu, mi-am dat seama că oamenii cam tocmai asta îți și doresc, să descopere Iașul din veacurile precedente, în frumusețea sa, în realitatea istorică, așa cum o putem noi expune, prezenta, iar Muzeul Municipal este locul potrivit în care pot să găsească toate aceste informații, cu atât mai mult cu cât o spunem cu mândrie, spun eu și fără niciun fel de reținere, uneori facem ghidaje și pentru o singură persoană, pentru că suntem conștienți de faptul că datoria esențială a muzeului este cea de a transmite informații, de a educa. Și atunci, cu siguranță, își pot vizitatorii și doritorii de cunoaștere rezerva cam o oră jumătate sau două, sau cât durează un ghidaj, depinde, am avut și ghidaje de 3 ore jumătate cu cei interesați, pentru a afla informații despre Iașul de odinioară, așa cum se cuvine. Frânturi din trecut care se regăsesc la Muzeul Municipal,
Nu la orice alt muzeu ai șansa să primești ghidaj gratuit, practic doar în prețul biletului și nimic mai mult. Noi ne-am asumat această sarcină și o îndeplinim în continuare cu foarte multă bucurie, pentru că face parte și se înscrie cumva în datoriile firește ale noastre și, și ale muzeului. După cum spuneam, oamenii pot să urmărească o evoluție a unei instituții, după cum a spus și doamna director, care a pornit de la zero, nici măcar de la un scaun, și care a ajuns să-și constituie un patrimoniu însemnat. Să reușești în 2 ani să aduni 2000 de piese nu este puțin lucru. Mai mult decât atât, dintre acestea, să vorbim despre piese clasate, tezauri și fond, acest lucru crește foarte, foarte mult valoarea muzeului. Mai mult decât atât, pentru a descoperi poate că încă se fac lucruri frumoase, nu numai în Iași, ci și în România, și acest lucru ne dă speranță, pentru că putem să privim într-adevăr aspectele negative ale vieții de zi cu zi, dar putem să vedem și lucrurile frumoase. Apariția unui nou muzeu într-un monument istoric și reînvierea unei tradiții care a fost reprezentată până la urmă de apariția societății istorico-arheologice de care v-am spus anterior, reprezintă lucruri frumoase despre care oamenii trebuie să știe, nu doar ieșenii, pentru că ne dă speranță că în continuare mai există grijă față de patrimoniu, că mai există grijă față de trecut și că apar astfel de focare de cultură. Ceea ce s-a întâmplat zilele trecute la Muzeul Municipal, cam așa poate fi rezumat, un nucleu de cultură de unde a fost difuzată informația. Și acestea cred eu că sunt motivele care mi-au venit cel puțin acum în minte. Ele sunt cu siguranță mult mai multe. Poate vă spune și doamna director câteva dintre ele. Este un muzeu care merită. Și cu siguranță, dacă o judecăm și după impresiile lăsate de vizitatori în caietul muzeului, ne dăm seama că timpul petrecut în vechea casă Burchismeu îi împlinește pe oameni sufletește și asta e esențial. Dacă mă uitam aici și vreau să o menționez pe Elena German, Lala German, iată, chiar numărul începe cu orașul Iași la sfârșitul secolului al XVI, începutul secolului al XVII-lea, izvoare documentare și arheologice. Și dacă cu îngăduința dumneavoastră să specuiesc puțin din ceea ce pot regăsi cei care vor răsfoi, iată, Ioan Neculce, buletinul Muzeului Municipal Regina Maria, seria a treia, 2020, că sunt lucruri foarte interesante. Dacă este, iată, am menționat-o pe doamna Elena German, Sorin Iftimi, capătul uliței mari din Iași, locurile hanurilor Treierași și Sankt Petersburg, foarte interesant. Andrei Melinte, apariția și evoluția târgușoarelor de la periferia orașului Iași în prima jumătate a secolului al XIX-lea, târgușoarele de la Socola și Zalhana. Merg mai departe, nu vreau să vor regăsi, toate articolele sunt valoroase și iată, e încă o dovadă a consistenței evenimentelor organizate de Muzeul Municipal, nu sunt făcute lucrurile la întâmplare. Și iată aici, apropo de Marius Chelcu, din trecutul mobilității urbane, ciclismul la Iași începutul și protagoniști, pentru că e atât de actual această temă astăzi, încât mi-a sărit în ochi. Ștefan Gorovei, iată, Petronel Zahariuc, Bobi Apăvăloaie, îl salutăm pe Bobi și urăm un succes, că are un test acum, Andi Mihalache, Cătălina Chelcu, Silviu Vacaru. E rigoare, e consistență. Și profesionalism. Tocmai n-ați făcut rabat de la nicio secundă de la aceste lucruri. Și nici nu facem și nici nu ne gândim măcar să facem lucrurile de dragul de a le face sau de dragul de a pifa o acțiune acolo în calendar. Știți, să-i punem un titlu pompos așa și gata, cu ăsta știe lumea că s-a întâmplat ceva. Nu. Suntem un colectiv foarte serios. Cred că așa cum, de aceea eu tot îl las pe Alex să vorbească și ca toți cei care ne ascultă să înțeleagă că muzeul are un viitor asigurat, că Alex duce mai departe și este un tânăr foarte bine pregătit. Este crescut, mereu mă întreabă, cine mă întreabă, spun că este crescut la școala domnului Laurențiu Rădvan și a domnului Ștefan Gorovei. Și cu astea cred că am convins pe toată lumea de faptul că e un tânăr exigent cu el și un tânăr care știe atunci când trebuie să facem ceva exact unde să se ducă, să găsească informațiile, să le aducem și în felul acesta să ne fie mai ușor când organizăm anumite acțiuni.
Trebuie să nu uităm și de celelalte două spații pe care le avem. Vă rog, da, da, corect. Este vorba de galeria de pe Lăpușneanu, da, galeria Dumitru Igru Mânsescu, care a avut o expoziție foarte frumoasă intitulată Rădăcini. Vreau să vă spun că a fost extraordinar ideea, așa, ideea mi-a venit acolo sub teiul lui Eminescu la Viena, când am spus, astea sunt rădăcinile. Numai că eu am gândit noi să arătăm de aici rădăcinile prin ie, prin tapiserii și vasele de cucuteni, iar cei care sunt în afară să ne prezinte urmele pe care le lasă ei acolo, urmele frumoase care le lasă acolo și care reprezintă România cu cinste. S-a bucurat și se bucură de un succes. Vreau să vă spun, domnul Huțanu, că îmi spune fata de acolo, Georgiana, zice, dacă ați ști câte emoții, cred că cu siguranță în această perioadă mulți au venit în concediu. Și când pășesc pragul acolo, regăsesc, așa, fiecare se regăsește, fiecare și ia de acolo o părticică, parcă să o ducă cu el înapoi, acolo unde timpul vremelnic i-a dus. Și ca să continuăm mai departe, noi, spunea și Alex, avem o preocupare extraordinară în a forma colecțiile. Ei, avem o colecție de artă foarte bine pusă la punct și cu obiecte de artă valoroase care reprezintă lucrările unor artiști consacrați, unor artiști contemporani consacrați, dar trebuie să vă spun că prima colecție pe care am primit-o și prima acțiune așa cu obiecte de artă a fost... Arătăm și muzeul celor care nu-l cunosc. Da. Da, a fost expoziția de tapiserie a doamnei Moga Lazar. Ei, acum, noi la galerie am avut donații și donatori și am avut o colecție foarte frumoasă dată de domnul Liviu Suhar și continuăm acum. Vom veni cu expoziții, cu expoziția cu lucrările de tapiserie a doamnei Moga Lazar, Gabriela Moga Lazar. Dar trebuie să spun aici că doamna Gabriela Moga Lazar a avut și a lăsat la rândul ei, așa cum este bine, oameni ce au învățat din tainele tapiseriei și tot sper eu într-o zi că voi face o expoziție și cu acele persoane care acum deocamdată din motive justificate nu au putut să fie prezente în expoziție, dar sunt convinsă că voi realiza o expoziție cu lucrările acelor doamne nemaipomenite care duc mai departe istoria tapiseriei și nu oricum, pentru că domniile lor în sfoară cu fir de cânepă și fir de lână reușesc să ia elementele, așa cum spunea regretata Emilia Pavel, elementele de pe vasele de cucuteni și de pe scoarțele românești și să le transpună în acele obiecte mici, dar care spun atât de multe, pomul veții, spicul de grâu, sunt foarte multe elemente care se regăsesc în aceste tapiserii. Deci noi facem istorie și la celelalte două puncte ale muzeului nostru, celelalte două secții, că vrem și noi să spunem că suntem sediul central și avem două secții, da? În pasajul Sfânta Vineri, cum încercăm să-i convingem pe ieșeni, nu hala, ce hală, nu ce e aia hală, ce pasajul Sfânta Vineri, pasajul de acolo și el sperăm cu cei din jur care și-au spațiile pe acolo să reușim să-l facem atractiv. Să știți că foarte mulți care trec prin pasaj sau care acceptă să-și facă expoziția acolo spune, dar e atât de greu că nu vin, că nu trece. Și am spus, nu este adevărat. 100 de oameni dacă trec pe acolo, toți întorc capul și văd expoziția. Este spațiu, iată, aici din imaginea este din muzeu, dar toți văd expozițiile și toți se minunează și dacă trec 100, 10 poposesc un pic mai mult în fața vitrinilor sau 10 intră înăuntru. Pentru noi, cei care slujim în muzee, am câștigat 10 oameni.
10 oameni care își vor face acolo în sufletul lor timp să mediteze la ceea ce sunt și mai ales la ceea ce trebuie să fim și ce lăsăm generației de după noi. Iată că prietenii, comunitatea academică este alături de noi. Vă citesc un mesaj trimis și la final voi spune cine l-a, chiar l-a scris, l-a postat la transmisiunea noastră. Mă bucur mult pentru cei doi invitați de astăzi, dar mai ales mă bucur că Iașul păstrează ținuta academică a secolului al XIX-lea, când străzile Iașului erau străbătute de mari oameni de cultură ai țării. Prin manifestarea științifică de vineri și de sâmbătă de la Muzeul Municipal, la care am avut plăcerea să particip, chiar dacă pentru puțin timp, Iașul și-a recăpătat dimensiunea vieții științifice muzeale de altă dată. Mă bucur mult că doamna Aurica Ichim a reușit să ofere alte repere pentru viața culturală ieșeană, mult peste puncte-puncte, seriile de film sau bustările din alte spații culturale, semnat al dumneavoastră, conferențiar universitar, dr. Vasile Cotiucă. Îi mulțumim domnului profesor că ne urmărește, îi mulțumim și pentru mesaj. Da. Mai mare compliment, e o subtilitate la final acolo, nu mai detaliem, dar iată că e apreciată munca dumneavoastră. Alexandru, istorie, tradiție, continuitate. Iată că e și acest volum, da. 100 de ani de la înființarea Muzeului Municipal Iași. Te-aș întreba pe tine, tânăr, astăzi, cetățean a unei Românii aflate în Uniunea Europeană, cum i-ai îndemnat tu pe tine, pe generația ta, să se întoarcă la valori, la repere, să ia atitudine când, să dau eu un exemplu, probabil că consumase ceva când a fost la summitul de la Kiev, președintele Ungariei, consumase ceva, nu știu ce a consumat, când vorbea de faptul că și-au pierdut școlile și că sunt minoritari, nu știu la ce se referea, cred că se referea la Pusta Panonică, dar asta este o altă discuție. Tinerilor, de ce e important să le insuflăm valori? Să le insuflăm acel patriotism, nu cu cărămida în piept, nu extremismul care este foarte periculos, dar să-și respecte țara, valorile. Este o datorie pe care cu toții o avem aceasta, de a reuși să insuflăm aceste valori, exact ceea ce am spus la început, când m-ați întrebat cam ce a reprezentat pentru mine această conferință și de ce cred eu că sunt importante aceste manifestări, tocmai pentru că reușim să insuflăm niște valori, să dăm naștere unor atitudini și e deosebit de important să facem acest lucru, cu atât mai mult cu cât am punctat și anterior. Învățământul românesc trece printr-o perioadă de cumpănă. Nu mi-e teamă să o spun, nu am niciun fel de reținere de fiecare dată să pun sub semnul întrebării utilitatea istoriei. Ori fără istorie noi nu putem să transmitem acele valori de care spuneam anterior. Doar așa putem să formăm tinerii, să-i aducem în muzee, să reușim să îi deschidem spre ceea ce înseamnă cunoașterea trecutului. Acest lucru vedem că implică o generație responsabilă, generația adultă, practic, care trebuie să-și arate deschidere spre a forma pe cei care vin din urmă. Eu sunt la rândul meu în ipostaza de învățăcel acum și m-am arătat foarte, foarte deschis spre tot ceea ce înseamnă lumea aceasta a muzeilor, spre tot ceea ce înseamnă nou. E drept că terminând facultatea de istorie, deja aveam sădite acolo undeva în interiorul meu aceste atitudini de grijă, de respect față de trecută. Să mă bucur însă că la rândul meu voi putea să-mi aduc contribuția, ceea ce înseamnă formarea viitoarelor generații, prin munca pe care o fac, de ce să nu o recunosc, prin faptul că realizăm ghidaje, prin faptul că realizăm expoziții. Contează atât de mult să reușești să transmiți informații prin expoziții, pentru că expoziția devine sinonimă cu emoția. Ori plecând de la emoție putem să reușim să dăm naștere motivației și acest lucru este esențial. Întrebarea dumneavoastră era de ce ar trebui să-i formăm pe tineri, nu? Sau cum ar trebui să-i formăm? Răspunsul cel mai simplu este educația. Aici ar trebui să se investească de fiecare dată și acesta ar trebui să fie prioritatea celor aflați la conducere. O țară fără educație este o țară pierdută, asta este clar. Fără educație nu ne putem aștepta ca generațiile următoare să fie formată din oameni cu verticalitate, din oameni care să pună până la urmă și în slujba locului în care s-au dezvoltat, în slujba locului unde au crescut, pentru că
Ați spus foarte emoționant cum îi ținem pe acești tineri acasă. Da, e într-adevăr o luptă să îi ținem pe cei tineri acasă, pentru că vedem care este trendul de a pleca. Impresia este aceea că România nu mai are nimic de oferit. Este o impresie poate greșită. E o bătălie pe care trebuie să o ducem cu toții, mai ales cei care vedem desfășurăm activitatea în instituțiile de cultură, în învățământ. Educația așadar este răspunsul pentru toate și de aici trebuie să pornim cu pași. Cu pași mici, cu încredere, fiecare să-și aducă contribuția așa cum poate. Asta este important, cred eu. E și indusă, manipulată, pentru că îi văd pe indivizii ăștia așa zici progresiști, nici mai zic și neomarxiști. Mă doare capul și astăzi, mă era să mă lovesc cu capul de tastatură când am văzut ce era în Consiliul Local, la niște personaje demne de cascadorii râsului, dar nu vreau să-i mai menționez, care nu știu decât să distrugă, nu știu să construiască. Trebuie să ne dăm cu seama, dragi cetățeni ai Iașului, dacă am ajuns să fim consilieri locali, să ne asumăm niște responsabilități, pentru că pentru asta cetățenii, nu pentru vorbă goală, nu pentru mâțu, câțu, drulă și alte neauri existențiale ale lumii acesteia contemporane. Și mă refer la zona politică care, din păcate, încă o dată și pentru Moldova, pentru Iași, dă dovadă de indiferență, dar asta este o altă discuție. Vorba poetului, doamna doctor Aurica Ichim, ce vă mână în lupta asta de atâta timp, de a nu ceda, de a nu renunța, de a crea noi și noi proiecte, de a strânge oameni de valoare în jurul noastră, de a arăta că, într-adevăr, educația, cultura sunt fundamentale, sunt cele care, într-adevăr, dincolo de cotidian, de agitația noastră, contează, rămân. Domnul Huțan, am văzut ce înseamnă străinătatea, da? E una, dar mi-a